dorința de a urâ. Tema mea astăzi va fi foarte scurtă, ca să nu vă îndobitocesc, iertați-mi exprimarea, într-o formă rușinoasă de a exista. Caricatura, nu știu dacă vi s-a spus, este surâsul inteligent al vieții. O caricatură te bucură, bucură și de cel care sintetizează din criteriul care l-ai aplicat să-l faci către el ca satiră, dar trece peste caricatură și am să vă povestesc ceva foarte rapid. În 1938, un cetățean, celebru de fapt, Napoleon Hill, a scris o carte interviu cu teamă. Un interviu imaginat. Cartea aia a fost 70 de ani interzisă. Pentru a nu lăsa lumea să gândească. Pentru că sistemul bolșevic, de peste Prut, nu Moldoveni, ceilalți, pe care și părinții voștri probabil l-au urât, sau și nici voi nu l-a vreați, spune felul următor. A gândi înseamnă a suferi. Cum mult fug de suferință înseamnă că puțin pot să gândească. Asta e o traducere de la aiuti înseamnă a suferi și cum fug de suferință puțin pot să iubească de la multe ideale. Nu, principiul sovietic spune că nu gândi, dacă ai gândit, nu spune, dacă ai spus, nu recunoaște. E o bășcărie pe care l-au aplicat o nouă și au văzut noi să dăm generația urmasă. Napoleon Hill a scris despre fricile care conduc omenia. Și voi aveți fricile voastre, este frica de a îmbătrâni, frica de a te părăsi iubita sau iubitul, dar e o frică. Frica de pierderea cuiva drag, frica de boală, frica de bătrânețe și ultima de moarte și de sărăcie. Aceste frici bine conturate s-au aducat în zona asta planetară ca să ne țină ocupați. Deci cartea asta a produs pe 70 de ani, pentru că mintea trebuia să fie ocupată cu ceva ca omul să nu te evoluezi. Ai înțeles? Cu cât ai mintea ocupată, cu atât ai ieși în jocul lor, având senzația că trăiești. Pentru că diferența între acele frici care ți-am spus mai întâi, eu mă uit la un domn și vorbesc cu el, dar și cum vorbesc cu toți, reversul este iubirea. Iată că toamna asta am făcut o remarcă, am văzut o singură pereche de îndrăgostiți. Probabil că sincer, probabil că din cauza unor neajunsuri, se cumva un dintre publică pe un cobor de funcție. Cei dinaintea noastră au reușit la sacrificiul pe care l-au făcut și au scris poezii despre toamna. Toamna fiind una din cele mai romantice anul viitor a îndrăgostiților. Nimeni mai știe să-și pună un cuvânt de iubire, tot este pe șabloșă. Tot este pe semnă la palpație. Dar fugim după asta, uităm să trăim. Uităm să evoluăm. Avem tendința de a înjosi creația spre a avea. Adică ideea temei de astăzi a fost că înainte oamenii trăiau prin a fi, a să trăiesc prin a avea. Acest a avea aduce la fel niște frici. Deci le aduce, pentru că a avea, omul are un concept. Stai mai mult decât celălalt. Dar nu inteligent. Nu sunt să se sugerească. Și material. Totul pleacă de la o chestie voluntarioasă a părinților, care au senzația că își cumpără copiii, cumpără un telefon, o jucărie, orice. Că e satisfac și au numit un copil. Dragostea nu se cumpără, se dobândește. Am văzut la cineva în clasă, astăzi mi-a povestit că fetița lui a avut un vis urât în care spunea că a visat că e săracă. S-a speriat copilul, în clasa întâi. Deci frica de sărăcie. De ce? Pentru că fetițele în clasa întâi vorbesc despre sărăcie, despre povestii. Tatăl meu are, dar și mama mea are. Noi trecem acum la o epocă foarte ciudată în care invazia unei specii care eu o denumesc mărlânie ne-a invadat orașul și țară. Ăștia au apucat să sucească scara la lume, o vom da încet, încet, cu ajutorul vostru, cu inteligența voastră, la loc. Nu mai este pentru să participați în timp, nu în curs. Și mă uitam la ce traum avea un copil, deci putea să-l sperie orice baubacul din poveste. Nu a înțeles mesajul, i-a fost frică de sărăcii, s-a gândit că dacă nu mai are. Creația asta a unor oameni, bolnavi, vizionând după profit, ne-au îmbătrânit moral, ca națiune. Și de aici pleacă tot. Lipsa de iubire. Că țară către oricine vrei să spui, iubește cineva.
Dar nu ești declarativ, trebuie să și faci ceva pentru acel cineva. Da? Eu astăzi am văzut o performanță, mă întorc la CV-ul meu, am reușit și am, o să vă arăt și vă promit că vă invit la lansare. Prima carte cu personalități bucureștene, 100 de personalități bucureștene născute în București. La două îndumesc cu mașina, oamenii gândesc altfel. Văd altfel, iubesc altfel, nu vreau să spun că la numele de jos suntem învățiți. Asta e macheta. Deci 100 de oameni din București, care i-am găsit în biblioteci, este un fenomen. Sunt femei frumoase care au jucat în una dolce vita de felin. Sunt inventatoare, sunt savați. Deci, ăștia au trăit prin a fi, nu prin a avea. În momentul când conștientizezi ce înseamnă a fi, obligat de și a avea. Ei au avut succes. Succesul de a adus și valoarea materială. Cartea va fi dată la 1 decembrie, sub arcul de triumf, la niște copii. Copii. Inocența. Nu știu dacă aveți, ați avut ocazia să vă uitați prin casă când ați avut, sau dacă veți avea, sau dacă la cineva aveți copiii mici. Copiii mici sunt un tabac și sunt singuri. Ați înțeles? Iar noi avem senzația că nu sunt sănătoși. Ei sunt mai sănătoși decât noi. Pentru că el vede altceva, el vine din altă lume, o bunie curată, o mai inocenție. Îl spune la retul pare, e o filozofie pe care încerc să nu am primit un profund mai aici. Mai târziu noi suntem cei, părinții mei, părinții tăi, părinții ei, care strică copil, nu fac așa, nu te juca cu putare, nu fac așa, nu duce. Nu lăsăm formarea unui individ că e o chemare interioară. Tu, de exemplu, ce te-ai vrut să ca să faci un viitor? Nu așa ca, ca idee. Cum? Programare. Programare. 8-16. Asta e programul în România. Toată lumea vrea să fac chestia asta. Mulți vor să facă medici la dorința părinților. Dar pot să fii bun balerin, pot să fii un bun muzician. Părintele este cel care vine și spune, vreau să te faci asta, deformat. Iar copilul, mulți copii se duc cu scârbă la servici din cauza că a zis, mama a făcut ce trebuia să facă. Dăruire.